ceilalți, e din ce în ce mai greu, pentru că noi suntem din ce în ce mai puțin normali. Îmi aduc aminte, parcă ar fi fost ieri, când un copil într-un parc era ucis de câini. N-am învățat nimic și iată că este o altă victimă. Cum? 10 ani au trecut de atunci, un an a trecut de când acea femeie a fost atacată. Iată că se repetă și noi nu învățăm nimic. 1. O iau de jos în sus. Sunt 3 lucruri. E rușinea unei astfel de știri. Într-o capitală europeană în care te mănâncă câinii pe stradă, înseamnă că în țara aceea, în politica aceea, în administrația aceea, sunt oameni care nu mai au ce căuta acolo. Pentru că nu rezolvă nimic niciodată și ești pasibil când mergi pe stradă să fii omorât, iată, de maidanezi. Deci e rușinos. 2 la mână. Să ai atâția oameni în structurile primăriei și care să nu facă nimic din perspectiva aceasta a înlăturării maidanezilor de pe stradă pentru a nu fi un pericol pentru cetățean, înseamnă 2 lucruri. Fie că noi vorbim degeaba, suntem un popor de grăitori degeaba, fie că din clipa aceasta reacționăm ca acei oameni să plece acasă. Pentru că dacă dumneavoastră veți face o investigație, veți vedea că iau foarte mulți bani. Foarte mulți bani. Am dezvăluit cifrele așa cum apar ele în raporturile de la Primăria Generală și le vom detalia împreună în câteva